Pentru început v-aș întreba dacă vă surprinde într-un fel parcursul celor de la Șep și în acest sezon, o echipă care pornea, începea campionatul cu gânduri chiar poate să lupte la titlu. Ma io quando sono arrivato e ho visto Sepsi giocare in Conference mi ha fatto una grande impressione, una squadra campione, ha vinto la Coppa di Romania, quindi sia il Sepsi che Farul mi hanno fatto grande impressione, uno ha vinto il Castiglia campionato e Sepsi la Coppa, e veramente mi hanno fatto una grandissima impressione, credo che poteva andare avanti, poi hanno avuto qualche problema, hanno cambiato, però ho visto le ultime due gare. Ha vinto a Ozzero, una partita molto difficile, un campo difficile. Io credo che sia una squadra importante, una squadra che arriverà sicuramente a contendersi il titolo anche quest'anno. Quindi questo la dice tutta sulla difficoltà della partita che dobbiamo affrontare domani. Però ripeto, è una buonissima squadra. Ecco, poi ripeto, la Coppa della Romania l'hanno vinta loro, ecco. Când am ajuns în România, am văzut meciurile celor de la Sepsi și m-au impresionat în Conference League. E o echipă care a reușit să ajungă acolo datorită câștigării Cupei României. Atât Sepsi cât și Farul m-au impresionat la început. Chiar cred că aveau puterea să meargă mai departe. Apoi, sigur, a urmat o perioadă cu câteva probleme. Au fost și câteva schimbări la ei, dar am urmărit ultimele două meciuri. Chiar în ultima etapă, Sepsi a reușit să învingă la Oțelul, pe un teren destul de dificil de câștigat. Cred că și la ei acasă va fi un meci dificil pentru noi, pentru că echipa este foarte bună, nu degeaba au reușit să câștige Cupa României. Da, și Șep și pierde greu acasă, doar Farul a câștigat acolo în acest sezon. Va fi cu atât mai dificil, mai ales că CFR-ul are nevoie de victorie, pentru că sunt aceste 7 meciuri fără succes. Beh, abbiamo voglia di vincere, sicuro. 7 partite sono tante, anche se la classifica è ancora buona. Però credo che lo diciamo da un po' di tempo, veniamo da una buona partita con FCSB, poi è chiaro che Sepsi ha cambiato allenatore, in casa è sempre stata, ho parlato anche con collaboratori, è sempre stata un campo difficile e così lo sarà credo anche domenica. Io non so che tipo di partita verrà fuori, però sicuramente abbiamo voglia di vincere, di ritornare a vincere, sarà molto molto difficile in un campo duro, però dobbiamo cercare di fare la partita, io credo che soltanto dire non serve, dobbiamo cercare di fare una partita importante. Avem dorință de a câștiga pentru că 7 meciuri într-adevăr sunt multe, chiar dacă clasamentul încă este bun pentru noi. Venim după un meci bun cu FCSB, e clar că Sepsi a schimbat antrenorul în ultima perioadă. Vorbeam cu colaboratorii mei care mi-au transmis că acasă la ei mereu au fost meciuri dificile, cred că la fel va fi și duminică. Nu știu exact ce tip de meci va fi, dar cu siguranță va fi dificil. Noi avem dorință să câștigăm, indiferent de terenul greu pe care vom juca, vom da totul pe teren. La CFR sunt probleme de lot sau aveți soluții, toate soluțiile disponibile, să spunem așa? Ma il problema grande è che Muare è squalificato, sospendato, quindi per noi è un giocatore importante, però per il resto ad oggi ancora no. Quindi siamo tutti. L'importante è riuscire a fare una partita, una buona partita, ecco. Però credo che grossi problemi non ne abbiamo. Ecco. Problema mare pentru noi este că Muhar este suspendat pentru acest meci. El e un jucător important, în rest nu au mai apărut probleme noi, suntem aceiași jucători. E important să facem un meci bun duminică. Finalizarea nu se antrenează, asta se spune, că practic acolo în fața porții nu mai ține de antrenor. Totuși, ce ați văzut la antrenamente? Sunt jucătorii dumneavoastră mai productivi? Adică să ne așteptăm să se marcheze? Pentru că asta cred că a fost o problemă în ultima perioadă. CFR a marcat greu, deși și-a creat ocazii. Ma oggi guardavo con i collaboratori i numeri e noi siamo, se non sbaglio, il miglior attacco insieme a FCSB, eppure 7 partite che non vinciamo, che gli attaccanti non fanno gol,
È difficile, io credo che le cose possono cambiare in fretta, però bisogna volerlo, bisogna lavorare, è chiaro che non basta soltanto il lavoro della finalizzazione, dell'allenamento, credo che debba sicuramente partire qualcosa da dentro. Chiaro che in questo momento gli attaccanti sono un po' nell'occhio del ciclone, come si dice, sì. E quindi devono sicuramente dare di più, inutile. Ogni ruolo ha le sue responsabilità. In questo momento credo che gli attaccanti abbiano grande responsabilità. Ho letto anche l'intervista del patron che ha fatto, credo che sia anche giusta, perché siamo dei professionisti tutti e siamo al cospetto delle nostre responsabilità. In questo momento dobbiamo sicuramente dare di più. Quello che danno non basta, anche se lavorano, vedo che hanno voglia, che hanno, però devi andare a cercare qualcosa che in questo momento non arriva. Ma nessuno ti regala niente, quello che gli dico sempre. Però oggettivamente questo in questo momento è il nostro problema, quindi dobbiamo assolutamente tutti fare di più. Da, astăzi chiar am urmărit acest aspect la antrenament. Mă uitam și cu colaboratorii mei la numere. Avem ce? Il secondo mi sembra il miglior attacco, se mi fece bene, e anche la squadra che ha preso meno gol insieme mi sembra lo Zelo, quindi esatto. I numeri dicono altre cose, però 7 partite che non vinciamo e gli attaccanti non fanno gol, sì, vuol dire. Deci avem al doilea cel mai bun atac după FCSB și chiar cred că după Oțelul suntem și echipa care a primit cele mai puține goluri, însă din păcate, într-adevăr, se vede că de 7 meciuri nu am reușit să câștigăm, însă să știți că lucrurile se pot schimba repede, noi lucrăm mult la asta, nu ajunge să lucrăm doar la finalizare, trebuie să lucrăm la întreg jocul. În acest moment, într-adevăr, atacanții sunt puțin sub lupă, ei trebuie să dea mai mult, ei au în acest moment o mare responsabilitate, am văzut ce a spus și patronul, suntem profesioniști și suntem de acord și știm fiecare ce responsabilități avem. Acum e foarte important să dăm tot mai mult, să facem tot mai mult. Eu văd dorință, dar e important să dăm totul mai mult, toți, nu doar atacanții. Și că spuneați de vorbele patronului, vă dau încredere, adică dânsul a spus că are încredere în dumneavoastră. Cum ați primit aceste cuvinte din partea patronului și la fel și președintele Balaș? Sì, ma io ho parlato con loro, quindi ma io sento di averla sempre avuta, quindi io ho sempre sentito questo, non ho mai creduto a parole, a discussioni che sono uscite in altre testate giornalistiche, non ho mai creduto, ho sempre creduto nel mio lavoro e soprattutto nella fiducia della società, non ho mai avuto nessun tipo di dubbio. Il padrone ha toccato anche, come ho detto prima, delle situazioni anche personali, perché purtroppo fa parte della vita essere messi davanti a delle responsabilità. Se uno è qua da 4-5 mesi e il suo apporto è stato questo, senza andare nei particolari, nei nomi, qualcuno si deve fare una domanda, non è sempre colpa dell'allenatore che non ti fa giocare o del ruolo. Io credo che bisogna essere maturi, professionisti e rendersi conto delle proprie responsabilità. Quindi siamo arrivati alla fine, mancano 2 partite e poi ci sarà la pausa. Io credo che poi bisognerà tirare una linea e fare dei conti. Io credo che adesso non è tempo, non è momento, abbiamo 2 partite molto importanti, però credo che una società importante come CFRE, come credo anch'io di essere far parte di questa famiglia, dobbiamo cominciare a pensare come migliorare sicuramente questa squadra. Da, eu am vorbit cu ei și vă spun sincer că simt că am avut mereu parte de încrederea lor. Eu nu am crezut vorbele sau discuțiile ieșite din partea jurnaliștilor. Cred în munca mea și știu că am parte de încrederea din partea conducerii. Noi cu toții trebuie să gândim maturi, să fim profesioniști și să avem responsabilitate pentru ceea ce facem. Mai sunt 2 meciuri în acest final de an, iar apoi va urma o pauză. E important atunci să tragem linie și să facem de contul. Nu e momentul acum, pentru că avem meciuri importante, dar un club ca CFR trebuie să se gândească mereu să îmbunătățească jocul echipei și echipa. Aceste 2 meciuri care au mai rămas până la finalul anului vor fi și teste decisive pentru anumiți jucători sau deja lista celor care vor părăsi echipa?
Ma io e chissà. Una lista non c'è, ci sono delle idee, credo che in questo momento qui le liste non ci sono, bisogna avere delle idee chiare. Io credo che le parole del patron siano in linea con quello che sarà gli obiettivi. Dobbiamo raggiungere degli obiettivi e per raggiungere questi obiettivi, che sono lottare per il campionato, per la Coppa, dobbiamo sicuramente rinforzare la squadra, come ha detto il patron. Quindi qualcuno andrà, ma fa parte del gioco, della professionalità. Però ripeto, adesso abbiamo due partite e dobbiamo essere concentrati su questo, almeno dall'aspetto tecnico deve essere questo. Poi ci sono i direttori, ci sono la società che può sicuramente fare delle discussioni per sicuramente migliorare questa squadra, che sicuramente va assolutamente migliorata. Nu avem nicio listă în acest moment, sunt doar câteva idei, nu avem liste. Vorbele patronului, într-adevăr, sunt trasate niște obiective și cu siguranță împreună vom încerca să îmbunătățim echipa pentru a reuși să ne atingem aceste obiective. Pentru noi este foarte important, din punct de vedere al aspectelor tehnice, să fim concentrați pe ultimele două meciuri, iar apoi cu siguranță conducerea va face totul să îmbunătățească echipa.